Ce semnătură este asta? Semnătură pentru demisia ministrului Focșa. Iară? Pe campania continuă. Dar cu unde semnăturile? Trei. Semnături adunate pe internet la o petiție plasată pe internet, care nu are un termen de valabilitate, dar o să adunăm semnături până va fi demis ministru. Uh-huh. Și câte avem, mamă? Stai să le număr. Trei pagini. 130. 100 și ceva, da. 3 din 3. Și să le lăsăm la guvern, să vedem dacă se ia cineva de ele. Foc la ghete? Haidem. Facem formula de solicitare să le primească sau ei nu primească? Hai, să încercăm. La guvern, pardon. La cancelare. Cancelare era. 37 de euro. Nu vă spun ora mesă. Nu, că e ună. Alo, bună ziua. Vă rog să ne spuneți cum putem proceda. Vrem să lăsăm o petiție și am vrea să primim ștampilă, semnătură că ați primit-o. Dar nu e ilegal lucrul ăsta? Da, da. Totuși am vrea o confirmare că documentul a ajuns la dumneavoastră, altfel n-am nicio dovadă. Eu am înțeles. Acum vreau să depun o plângere pentru că nu primiți petiții. Dați-mi un nume, vă rog frumos. Așa spune legea. Sau să coboare cineva să primească documentul respectiv. Bună ziua! Vreau să înregistrez o petiție cu număr de înregistrare și ștampilă. Dați-mi numele atunci să scriu o plângere pe numele celui care nu primește petițiile. Sunteți obligați, conform legii despre petiționare, să primiți cu document. Deci eu nu am nicio dovadă că am înregistrat documentul la dumneavoastră. Vă rog, scoboare cineva să-mi dea o ștampilă. Uite că ei nu dau niciun număr de înregistrare și m-a trimis iată la altcineva. Întâi spune să o las aici și ei o să clarifice și după asta spune că ei nu dau niciun număr. Interesant, dacă nu mai răspunde. Și asta e guvernul, da? Funcționar care nu-ți prezintă. Știți că Daniela și trebuie să vă spun și data de naștere și asta. De familie. 3-0 nu răspunde. Oricum, petiția noastră e electronică, fără semnături, așa că hai să o lăsăm premierului în cutie. Bine să ne dea și o dovadă că au primit-o. Nu au dat până acum, cred că o să dea azi. Mai încercăm. Doamna Mati, Daniela Mati. Deci ușor a dat numele celuilalt funcționar complet. Ca altuia. Probabil sunt pauze de masă. E ca și că ești, îți propune sugestii adresate premierului, confidențiale. Trei pagini, fără nicio ștampilă și semnătură, pentru că așa vor ei. Sunăm mâine la numărul ăsta să ne spună numărul de înregistrare. Naivule. Dar ce ședință importantă e azi? Ședință de guvern. Da? Nu, te nu vezi, parcă-s mafioț, stăți.